Bun venit la un nou Hardware Review. Ca de obicei, asistându-mă în sensul că stau acolo degeaba, Tris și Gerald care doar se uită și nu spun nimic. Lenișilor. Cum am promis, astăzi avem un mouse de gaming, Genius GX DeathTaker, Un mouse gândit, din câte am citit, mai mult pentru jocuri de tip MMO și posibil RTS-uri deși s-ar putea să-l confund acum cu tastatura, oricum nu contează. Voi începe prin a spune că m-am înșelat în privința acestui mouse. Setarea verde chiar are 1600 de dpi, am aflat asta mulțumită destul de generosului panou de setări al acestui mouse de care într-adevăr indică exact ce cantitate de dpi ai pe fiecare setare. Chiar le poți seta în detaliu. Aici o să pun un screenshot cu acel utilitar. Este foarte complex. Poți, în esență, să-l faci să se comporte exact așa cum vrei tu, în cel mai mic detaliu. E ceva ce chiar ar fi fost util la ceva de genul ăsta. Doar că nu este funcțional cu acesta, doar cu acesta. Și este grozav de folosit. Probabil știți cu ce o să încep. Adică. Astea două au un comun ceva. Acest mouse duce lipsă de acel ceva. Butoane laterale orientate pe verticală sunt ceva ce chiar mi-aș dori să fi văzut la un mouse de gaming real, pentru că sunt foarte utile. Încă un lucru, la unboxing-ul său am pomenit că este un mouse minuscul, și într-adevăr. Este mai scund decât acesta, iar acesta m-a surprins în sine că era mai scund cu vreo 2-3% decât cel standard neinteresant, care până la urmă chiar avea 1600 dpi pe care le aveam anterior. Iar pe lângă cel vechi este. Deci nu există comparație, este minuscul ca înălțime. Este totuși mai gros, mai lat făcut în special pentru cei care au mâini foarte mici, aș putea să spun, dar mi se potrivește și mie în special pentru că este construit foarte ergonomic, foarte confortabil. Iar și în cauza acestei pante foarte, foarte bine făcute. Bine, asta mai duce și la lipsa butoanelor laterale, dar este plăcut să ții în, mână, în special pentru că această zonă are o textură similară cu partea de jos a acelui gamepad. Logitech F510 pe care l-am avut anterior. Este mult mai fină decât partea superioară a acestui gamepad și este exact unde trebuie, adică aici, de unde ții mouse-ul ca să nu-l scap. Și pe acest mouse nu-l vei scăpa niciodată, este grozav gândit în acest fel. Bine, ar trebui să fie grozav gândit în acest fel, fiindcă este un mouse destul de scump și iarăși este cât de cât greu. Și parcă să e mai greu. Bine, Referitor la greutate, o să vă placă ce are acesta incorporat în el. Bun, să trecem la treabă. Ce are acest mouse? În primul rând are două butoane, evidente, fără ele nu prea putea să fie un mouse decât unul de Mac foarte vechi, și are și rotiță, care are un simț tactil excelent, adică simți. Fiecare treaptă prin care treci foarte clar, n-ai cum să greșești, n-ai cum să dai prea mult sau prea puțin ca la celelalte. Se mișcă treaptă cu treaptă, aproape de parcă ar fi o cutie de viteze. Este grozav și poți să setezi exact cât vrei să se miște în fiecare treaptă din utilitarul care vine la pachet, masul sau îl puteți descărca de pe site-ul oficial. Pe lângă acestea, mai are butonul de schimbat DPI care va trece prin toate aceste trepte. Are 5 trepte de DPI pe care le poți seta tu exact așa cum vrei. Sunt prestabilite dacă vrei să le lași pe cele prestabilite, însă le poți pune exact cum vrei tu. Capacitatea de personalizare este grozav, pot să spun. Apoi mai este butonul de macro pe care poți seta o comandă macro, însă ceva ce mă așteptam era să ia în calcul și poziția mouse-ului atunci când calculează acel macro. N-am văzut să facă asta sau nu mi-am mai exact cum îl pot face să recunoască și poziția. Fiindcă mi-ar fi fost foarte util la anumite aplicații ca mouse-ul să se ducă automat într-o anumită locație, să execute ceva și după să se întoarcă. Și nu, nu mă refer la trișat în FPS-uri pentru headshot-uri și la tracking în programul de editare. Apoi, mai are două butoane, X și Y, care, sunt, care pot fi activate pentru a modifica manual fiecare treaptă de DPI pe orizontală și pe verticală sau le poți pune pentru a servi alte funcții. Personal n-am găsit prea multe aplicații pentru ele, dintr-un motiv pe care îl voi dezvolui puțin mai încolo, și apoi sunt butoanele back și forward de pe lateral care, din nou, de ce nu sunt pe orizontală, pe verticală, adică, adică sunt pe orizontală. E, sunt impractice, aș putea să spun, dar până acolo o altă funcție, una foarte hasilie, este că îi poți seta greutate și asta chiar mi-a plăcut. Dacă reușesc să desfac asta. Hai, hai, hai. Aha, nu vrea. nu e nimic, nimic. Gata. Are aici greutăți pe care le poți personaliza după cum vrei. Sunt în cantități de 4,5 grame fiecare. Îl poți face mai greu, mai ușor. Acum chiar este... Acum, fără greutăți este mult mai ușor decât acesta și va funcționa perfect fără nicio problemă fără aceste greutăți. Este iarăși genial când vine vorba de personalizare. Le voi pune în loc ca să nu le pierd, spre să nu le pun aiurea. Și acest capac, nu riscați să-l pierdeți, fiindcă este prins magnetic. Pac, s-a pus singur la loc. Are, cum să spun, se vede că este un mouse altceva decât normal. E un mouse de calitate. Și calitatea asta se mai vede și la partea de dedesubt. Adică, acesta vedeți, este un mouse uzat. Iarăși este, o, este un review sample care a mai fost folosit de alții. Și totuși, partea asta este încă întreagă. Prin comparație. Mouse care am uzat eu. Vedeți, are chestiile astea. Mai aveau aici o chestie care s-a șers. Asta se va șerge cu timpul. Asta habar nu am ce mai avea aici, mai avea niște piciorușe care s-au care evaporat. Acesta are aceste picioare cât de călucioase, rezistente și foarte bine lipite și nimic altceva, niciun axipil, nimic care să se poată rupe, care să rămână scos puțin afară și mai să zgârie mousepad-ul sau să rămână blocat. Este gândit exact așa cum trebuie. Spre deosebire de... bine fiecare a fost gândit între astea pentru o anumită funcție, asta a fost gândit pentru uz destul de intens în jocuri. Asta era un, birou, un mouse de internet. Iarăși mi-e dor de aceste butoane foarte, foarte mult. Genius, te rog, butoanele astea. Oricare mouse vrei, pune butoanele pe oricare mouse vrei. Te rog, te rog, te rog. Revenim la mouse, la Dead Taker. Ca design, cum am spus, este ideal făcut să nu-l scapi niciodată din mână. Această curbă te împiedică, bine să pun exact la cameră, fiindcă e când greu să unde este, te împiedică să-l scapi, fiindcă este ridicat aici, dacă se poate vedea. Are o curbură excelent realizată în așa fel încât să nu îl scapi. Iar pe partea asta îți poți ține degetul destul de ușor în locașul ăsta. Aș fi preferat dacă, eu știu, mai avea un buton aici, pentru că nu prea fac nimic cu degetul ăsta. Spun și eu, ar fi fost util. Totuși nu este tocmai un design perfect, din nou, legat de butoanele astea și cât de cât astea. În timpul jocului, în timp ce joc, dacă e ceva intens, n-am cum să le folosesc pe astea. Ca să mut degetul de aici aici, trebuie să trec peste această denivelare și când ajung aici, camera n-are focus din păcate că să puteți vedea mai bine, este greu să disting între cele două. Nu e că greu să disting între cele două, dar e aproape imposibil să-mi dau seama care este care, fiindcă n-au o delimitare clară între ele. Din nou, de asta prefer butoanele pe verticală, fiindcă nu doar că au despărțitura asta între ele, dar îmi dau seama care e care. Aici mai e cât de cât o problemă ocazională să le apăs din greșeală, dar tot este mai, mai, practic decât aceste butoane. Ca urmare, nu prea le folosesc în jocuri decât dacă este un joc lent la care nu contează timpii de reacție și precizia este a, și să mai pot să țin mouse-ul așa deci este foarte incomod să-l țin așa e foarte incomod adică cum stau cu mâna așa mai merge așa a. iar apoi sunt aceste butoane care nu au tocmai o plasare ideală fiindcă sunt obișnuit ca prin reflex că atunci când ajung la margine cu degetul acesta să cred că sunt la o margine, nu la încă un buton. Și mai este delimitarea lor. Se simte puțin zimțul ăsta, marginea dintre cele două, se simte foarte, foarte puțin. Nu este ceva, iar să-ți dai seama că este o despărțitură clară între două butoane. Ceea ce le face cam mi-era și cât de cât impractic de folosit în special la jocuri la care aș avea nevoie de ele. Eu știu un Jedi Key Admin să un Fulger sau un Force Push sau să trec cu armă anume pe ele. Din nou, prefer mai mult configurația asta, în special asta, era mult mai indicată. Și tot legat de design, a, probabil veți observa, deși nu știu cât de bine se vede din cauza camerei, o să încerc să opresc măcar o lumină, a, la cealaltă nu ajung, din păcate. Se poate vedea o licărire albastră aici. Este albastră fiindcă i-am spus să fie albastră. Spre deosebire de acest mouse la care avea câte o treaptă pentru fiecare setare de DPI și acesta era mereu roșu, acest mouse îți permite să setezi după cum vrei culoarea, adică poți să pui 16 pe culori, 16 milioane de culori, oricum vrei, i-am dat acum și ar trebui să se transforme într-o secundă într alta. Tantaran! Hai, 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 și acum este roz. Îl poți face chiar să pulseze în cazul în care vrei să te distrezi cu el. Ai două o pulsare rapidă, intensitatea o poți modifica oricând și ai, o să pun un screenshot cu meniul său să puteți vedea exact cât de multe lucruri poți să faci în el. Aștept să ia setare și a trebuit să pulseze într-o secundă într alta. Loading, loading, pac, pac. Arată foarte frumos, însă este o chestie mai mult de aspect, fiindcă ca utilitate practică nu prea are una. Ocazional folosesc acest mouse ca să pot să văd diferența dintre L și punct și virgulă, fiindcă mă rătăcesc pe acolo din când în când. Cu acest mouse este mai greu fiindcă nu luminează chiar atât de orbitor precum acesta și nici măcar acesta, fiindcă aici, bine, să este un mouse optic vechi. Ăsta scotea ochiul dacă nu era atent. Ăsta fiind cu laser este mai uh, subtil, dar ca aspect este frumos, aș putea să spun. Dar din nou, ca utilitate practică, nu tocmai. Uh, era interesant dacă lăsau și aici un loc liber pentru iluminare ca să-l poți să folosești pe post de lanternă. Eu știu când îl pierzi pe jos pe undeva printr-o pătură. Uh, pomenesc că n-am testat să văd dacă este rezistent sau nu la șocuri, fiindcă din nou trebuie să le returnez și nu vreau să ajungă ca ăsta. Bine, ăsta a ajuns așa cum este după lucruri care nu cred că sunt legale de făcut unui om sau unui mouse sau oricărui obiect de pe planetă. Adică la câte căzături a luat este pe veteran de război erou. Ăsta o să-i calce pe urme. Tu ai scăpat. Mulțumesc și te că ești un review sample. Ca performanță n-am avut probleme cu el. Adică îl poți configura să se comporte ca orice mouse vrei tu, orice mouse ai avut vreodată. La început aveam mici probleme cu el, fiindcă se treapta a doua, cu care, cu care, eram obișnuit eu să joc, cu mouse acesta, nu era 1600, era 1800 sau 1700 și ceva, sau 1900. Oricum, l-am setat acum la 1600, bine, 1610, fiindcă merge din nu știu cât, nu știu cât treptele de... Setari. De fapt, să mă uit exact acum cum funcționează. Merg din... Tac, tac, tac. Na. Ok, nu indică exact, dar e pe undeva pe la 1600 acolo. Cred că 1610. Mai pot seta uh, scrolling rate, cum am spus, sensitivitatea independentă pe fiecare axă, de DPI dacă vrei, accelerare, sensitivitate adițională, are o tonă de setări, este este foarte, foarte detaliat și îți permite să stochezi mai multe profile. Foarte, în total 5 profile, dacă vrei. Și iarăși are butonul de macro pe care îl poți folosi oricând de schimbi luminița. Să trecem la ceva ce nu vezi prea des, să ai un maro. Nu am văzut până acum mouse care să aibă culoare maro la lumină, fiindcă E o culoare mai tipică. Bine, nu e maro, e -new. loading. Aștept să se încarce. Și da, uitați-l. Stinge lumina. Culoare cafenie. prin se vede roșii, că cât de cât pe imagine, este mai mult cafenie pe un mouse. În concluzie, ca funcționalitate, are tot ce, de tot ce te-ai putea aștepta de la un mouse de gaming. Are greutăți personalizabile, are butoane de tot felul, poate nu poți să ajungi exact cum vrei la ele, dar este un mouse complet din cap până în picioare, 5 puncte pentru funcționalitate. Ca design apreciez enorm de mult modul în care este realizat de nu poți să-l scapi, are această zonă perfectă, nu-ți transpiră tăiștul aici, nu ți alunică, nu nimic. Însă, din nou, Genius, aceste butoane au fost geniale. Repetele pe cât poți de des. Așa că pentru design, tocmai din cauza asta, și iar și faptul că pastele nu le pot folosi în timpul jocului, astea sunt cam greu de utilizat, îi dau 4 puncte pentru design. Ca performanță n-am avut niciun fel de problemă cu el, este pe cât de bun m-aș aștepta să fie un mouse adevărat de gaming de performanță, lucru evidențiaște prețul său, îi dau 5 puncte pentru performanță, n-am avut absolut nimic de reproșat la modul în care funcționează în timpul unui joc. Ca preț îl puteți găsi pentru un jur de 150-180 de lei în funcție de cum aveți norocul să dați peste un magazin în care este mai ieftin decât mai scump. Este un preț acceptabil, aș putea să spun, fiindcă este un mouse de performanță, este un mouse complet de gaming, dacă vreți neapărat ceva care să vă ofere un grad foarte mare de personalizare în experiența voastră de joc, vi-l recomand din nou, chiar dacă este puțin cam scund și nu are aceste butoane laterale despre care nu voi tace niciodată. Acesta a fost Genius GX Death Taker, un mouse de gaming foarte bun. Data viitoare nu știu exact ce vom avea la video review, hardware review, dar vom vedea atunci. Până data viitoare, rămâneți cu bine, la revedere!